Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Astrele spun că te așteaptă o perioadă dificilă, dar în același timp foarte interesantă. Schimbări plăcute vin pe frontul dragostei, dar tot felul de necazuri sunt posibile în muncă. Problema principală a lunii pentru pește va fi sănătatea lor. Acesta este un moment minunat pentru a-ți face planuri pentru viitor. Dragoste, în viața de familie, vine o serie strălucitoare, vei fi literalmente învăluit în dragoste și afecțiune, precum și în sprijinul celei de-a doua jumătăți, necazurile se vor rezolva de la sine, iar treburile vor fi rezolvate rapid, vor fi eforturi casnice comune vei primi un sprijin extraordinar de la rudele apropiate și poți fi sigură că nu vei rămâne fără ajutor în probleme dificile pentru tine. Pentru pești încep aventurile romantice, mai ales pentru burlaci. Te așteaptă o mulțime de cunoștințe plăcute, care te vor emoționa și te vor interesa foarte mult pentru prima dată după multă timp. Te poți baza pe sentimente pure, sincere. Începând cu 10 aprilie, Trebuie să mergi mai des la cinema și teatru. O aventură cu o cunoștință de lungă durată nu este exclusă. Sănătatea. Peștii vor fi nedumeriți în a găsi un medic bun. Vei reveni în sfârșit la rezolvarea unei probleme care a apărut cu multă timp în urmă, dar a fost amânată. Începe să cauți un specialist bun. Acum există toate șansele să dai peste o persoană influentă care să te ducă la medicii potriviți. Psihosomatica te va chinui și ea. Acum sunt probabile eșecuri ale sistemului nervos, ceea ce îți va aranja diverse simptome. Vei face fața acestei probleme pe cont propriu dacă înveți să te relaxezi și să te poți abține de la situațiile stresante. În aprilie, sunt probabile probleme cu organele digestive. Trebuie să-ți iei în calcul toate bolile tale cronice și să ai medicamente preventive la timp. De asemenea, Exclude alimentele grase și prăjite pentru a nu provoca pancreatită și colecistită. Banii. La locul de muncă, lucrurile nu vor merge așa cum ai planificat. Sunt probabile diferite tipuri de forță majoră și situații de urgență. După jumătatea lunii aprilie, va trebui să faci o muncă dublă sau să înlocuiești unul dintre colegi. Dacă ești foarte epuizată, atunci nu-ți fie teamă să-ți iei un liber sau vacanță de câteva zile pentru a te relaxa. Echipa poate cere ajutor, nu trebuie să refuzi, pentru că ești considerat autoritate de încredere. Prin exemplul tău arăți cum să lucrezi. Partea materială va fi relativ instabilă. Dacă poți să egalezi situația cheltuielilor și veniturilor, atunci trebuie să alegi o tactică specială. Încearcă mai multe moduri de a economisi sau de a contacta persoane cu cunoștințe care pot face acest lucru. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?